Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Numele principale ale actorilor care atrag atenția pe ecranele de televiziune unde sunt difuzate zeci de seriale, nu cad niciodată de pe agenda rețelelor de socializare. Pe lângă faptul că se remarcă ca protagoniști în producții la care participă milioane de fani, îi susțin pe rețelele de socializare cu mare interes și fac oamenii să vorbească. Odată cu vânzarea serialului în străinătate, ei sunt unul dintre actorii turci care își măresc treptat numărul de fani de cealaltă parte a lumii. Unele nume ale tinerei generații ies în evidență și continuă să-și crească popularitatea pe rețelele de socializare. Unul dintre aceste nume este Slater Kolu, care este o nouă actriță. Interviul mult așteptat al lui Slater Kolu a fost difuzat astăzi pe ecranele TV100. Reporterul, care a discutat cu actorul despre multe subiecte legate de viața lui personală și de afaceri, l-a întrebat dacă inima este plină sau goală. Slater Kolu s-a abținut să răspundă la această întrebare, dezvăluind că a fost cineva din viața ei. Încercăm să vă oferim cele mai exacte știri în cel mai rapid mod pentru DVS. Să trecem la detaliile interviului așteptat. Frumoasa actriță Slater Kolu a spus că apreciază criticile la adresa seriei Kizilcik Serbeti, care a revenit normal pe ecrane. Ea a menționat că acum se bucură că serialul se vede din ce în ce mai mult. El a mai spus că a primit comentarii foarte drăguțe din partea cercului său apropiat încă de la început. Frumoasa actriță a spus că mulți dintre fanii ei, atât din străinătate, cât și din țară, au făcut comentarii despre ea, ceea ce a făcut-o foarte fericită. În plus, spune că nu are o viață foarte activă în viața normală, mai ales când lucrează, trăiește adaptat la muncă. El a menționat că, de obicei, are o viață liniștită acasă cu câinele său și își petrece timpul cu câțiva dintre prietenii săi preferați. În explicarea carierei sale, el a spus că scopul lui este întotdeauna să se perfecționeze și că nu este într-o cursă cu nimeni. El a mai adăugat că frumoasa actriță își dorește să joace un rol foarte extrem în cariera ei. Frumoasa actriță a dat următorul răspuns important când a fost întrebată dacă inima ei era goală în legătură cu viața ei privată: probabil că nu voi face niciodată o declarație pe această temă. Prioritatea mea în acest moment este slujba și cariera mea. A spus el când reporterul a insistat: de ce ai pe cineva în viața ta? Încă o dată, el a spus: vreau să spun că prioritatea mea este munca mea. Poate într-o zi o vei accepta, a spus el. În continuarea cuvintelor sale, a menționat că oamenii de la începutul carierei sale, ca și el, ar trebui să fie prioritatea lui la fel. Răspunsul persistent evaziv al Slater Kolu la întrebarea dacă inima ei este goală arată că are pe cineva în viața ei. În ciuda faptului că actorul a fost legat în mod constant de Halil Brahim Ceyhan și știrile au continuat că s-au împăcat, nu au făcut nicio declarație în acest sens. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Ai grijă de tine! Pa!